Dorin Chirtoacă nu mai este primarul capitalei, cel puțin pentru 2 săptămâni. Liberalul se întoarce pe lista electorală a PL, așa că degrevează din funcție și afirmă că se va implica în campanie electorală pentru alegerile din 30 noiembrie. De astăzi revin pe lista Partidului Liberal. 2 săptămâni, viceprimarul Nistor Grozavu, la fel cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, fie cu ocazia altor alegeri. Prin urmare, Dorin Chirtoacă ar trebui să se întoarcă în votul de la primărie pe 1 decembrie. Vicepreședintele liberal a anunțat astăzi că PL este deschis să facă alianțe după alegeri cu partidele pro-europene. Sondajul IMAS făcut public ieri arată că liberalii ar acumula 7,3% dacă duminică ar avea loc alegeri. Chirtoacă a sugerat astăzi că cifra corespunde adevărului. Este firesc, pornind de la prioritățile partidului, care nu întotdeauna sunt cele mai ușor de promovat. Că nu este cazul să aibă neapărat încredere în politicieni, ci doar să îi angajeze pentru următorii 4 ani, în așa fel încât direcția să nu fie pierdută. Dorin Chirtoacă figurează pe poziția a doua în lista PL. La alegerile din 2010, Partidul Liberal a acumulat 9,96% din voturi.